I-aș recomanda să meargă pentru a afla și lucruri noi, dar mai ales riscurile și părțile negative din aceste probleme ale adolescenței, fiindcă asta contează cel mai mult. Văd un dezinteres la tineri și atunci ar trebui să se implice în cât mai multe, nu neapărat poate proiecte atât de importante cum sunt alături de fundații, dar și în școli, proiecte mici, să comunice, asta e foarte important, să știe, să treacă de nivelul de comunicat la un limbaj urban. Cunosc și persoane noi, și percepții noi, și toată învăț și ceea ce trebuie să fac și cum să fac. Și altfel când spune cineva în acest domeniu despre toate aceste lucruri. Le-aș recomanda să înceapă să facă ceva cu viața lor, începând de la lucruri mici, desigur, până ajungi undeva e greu, participarea la proiecte, sporturi. Am mers aproape peste tot cu proiectele și mi-ar place oriunde. Poți învăța lucruri noi, cunoști persoane noi, înveți să socializezi. Ar fi foarte bine să fie genul de programe accesibile tuturor, adică pe mine m-a ajutat din prima zi, adică mi-am cunoscut oameni noi, am făcut activități noi, am învățat lucruri noi astăzi. Și aș vrea să îndemn și alții să apeleze la activitățile de genul. Au ce învăța, se cunosc pe sine, bineînțeles, își cunosc propriile valori, propriile puteri, văd dacă deciziile pe care le iau sunt corecte sau nu și cunosc și alți oameni. Mi-aș dori ca școala în general să fie așa. Adică metoda de învățare mi se pare că se prinde mai ușor de mine când discuți direct decât când stă un profesor la tablă și vorbește doar el și te întreabă și pe tine ceva din când în când, dacă îți pare că nu ești atent. Și, nu știu, metoda de învățare, jocurile interactive, astea prind la mine. Activitatea de grup și plus că, cum să zic, afli și alte păreri, descoperi, nu știu dacă pot să spun mentalități, oameni diferiți. Și îți dai seama că nu părerea ta este nu deții tu adevărul absolut. Pentru că cei mai mulți adolescenți nu au oportunitatea să vorbească cu părinții despre această temă și decât să se informeze greșit de pe internet, mai bine participă la o astfel de activitate. Pot să spun că am învățat foarte multe lucruri. Chiar nu mă așteptam să învăț atâtea lucruri, pentru că adică erau niște chestii care erau legate de mine pe care nu le știam și mi-a fost foarte bine că le-am învățat. Primul și în primul rând că este ceva deosebit, înveți multe lucruri noi și te distrezi. Eu consider că m-am și distrat aici chiar foarte mult și nu mă refer în particular, ci la cursuri.